Tribuna Zero cu Ovidiu Ionițoaia la Europa FM. Mai sunt 4 puncte de luat, nu e ușor. Mergem la Târgu Mureș, o echipă care eu anul trecut i-am luat titlul, să zic așa, pe mine m-a involuntar, a trebuit să-mi fac meseria și le-am dat titlul celor de la FCSB, câștigând cu cei de la Târgu Mureș și cu siguranță vor dori să-și ia revanșa. După care, știți cum este, dacă ferească Dumnezeu, pierdem la Târgu Mureș și se reduce diferența la 3 puncte, fiindcă eu sunt fel convins că FCSB-ul va câștiga acasă cu Viitorul. Începe să tremure picioarele, să te gândești că nu mai e așa ușor cum este acum când vorbiți dumneavoastră că sunt 6 puncte. Deci trebuie să suflăm și în iaurt. Am muncit un an de zile, eu consider că am ieșit campion deja după sistemul regulat, dar s-a mai inventat un campionat, încă un regulament, am mers mai departe și încercăm să-l câștigăm și pe ăsta. Dar nu este nimic câștigat. Ar fi o mare greșeală din partea mea și din partea jucătorilor mei și eu sunt fel convins că știu ce am în curte și știu cum gândesc și jucătorii mei. Tribuna Zero cu Ovidiu Ionițoaia la Europa FM.